găsit la știri, sunt Silvana Vorovenci. Dezastru la examenul de titularizare. Un candidat a luat 1,35 după 8 ani în învățământ. Alții după 26 sau chiar 35 de ani vechime au reușit să ia note de 5. La Brașov s-a înregistrat doar o notă de 10. În unele cazuri, rezultatele au fost mai slabe decât la evaluarea națională sau la bacalaureat. Răzvan Iancu are mai multe detalii. La Brașov, la examenul de titularizare, 52 de candidați au ieșit din sala de examen la scurt timp și au refuzat ca lucrările lor să mai fie corectate. Un candidat a fost eliminat pentru fraudă, astfel că la centrul de corectare au ajuns doar 543 de lucrări. După acest proces de corectare, la Brașov s-a înregistrat o singură notă de 10. Este vorba despre o profesoară la religie ortodoxă cu 3 ani de vechime în învățământ și definitivat. La polul opus avem 2 candidați care au picat examenul de titularizare cu brio. Este vorba despre o educatoare care are 8 ani de vechime în învățământ și definitivatul luat. În cel de-al doilea caz este vorba despre un începător în învățământ. El a luat 1,70 la examenul de titularizare. Disperare pentru mama unui băiețel de 3 ani și 4 luni din Râșnov. Tatăl copilului, vechi client al polițiștilor, l-a luat pe micuț de la grădiniță și au dispărut. Mai mult, bărbatul și-a blocat telefonul mobil, nu înainte însă de a-i mărturisi femeii că îl va duce pe copil la mormântul lui Arsenie Boca. Speriată, femeia a depus plângere la poliție. Disperată că fiul ei este în pericol, femeia și avocata au mers la poliție. Vreau să depun plângere și aș vrea ca autoritățile să-și facă datoria, nu știu, să facă ceva în privința asta, că nu se mai poate cu omul ăsta. El crede că el poate să conducă lumea și el poate să facă ce vrea el, nu știu. Nu are niciun fel de lege, niciun fel de frică față de nimeni. Avocata mamei spune că a depus plângere penală și a cerut polițistului care a primit-o să ia măsuri în regim de urgență. I-am spus foarte clar că nu este dânsul competent să aprecieze cu privire la starea de pericol, ci trebuie să înregistreze plângerea și să anunțe mai departe ofițerul de serviciu. Cele două femei le-au povestit totul și reporterilor Brașov TV, care le-au cerut lămuriri anchetatorilor. Adjunctul șefului IPJ Brașov, comisarul șef Alin Pahonțu, a dispus măsuri și au început căutările în cazul copilului de 3 ani și 4 luni. După câteva ore, micuțul a fost găsit într-o parcare din Râșnov, iar tatăl lui a fost dus la audieri. Aspectele sesizate de mama minorului sunt verificate în cadrul unui dosar penal instrumentat sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria Zărnești pentru săvârșirea infracțiunii de lipsire de libertate, fiind totodată sesizată Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov pentru dispunerea măsurilor din competență. În cazul mamei, judecătorii au emis un ordin de protecție prin care tatălui copilului se interzice să se apropie de femeie la mai puțin de 100 de metri. Bărbatul a încălcat ordinul în iunie, iar polițiștii din Râșnov au luat atunci măsuri. Pe de altă parte, tatăl băiețelului a mai avut probleme cu legea sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire și port ilegal de armă. Se resistematizează traficul în zona primăriei. Trecerea de pieton din dreptul Parcului Central va fi mutată, iar intersecția de lângă Casa Căsătoriilor va fi refăcută. Acestea sunt doar două dintre propunerile autorităților. Lucrările ar putea începe de săptămâna viitoare. Comisia de circulație din cadrul primăriei a aprobat mutarea zebrei, precum și resistematizarea traficului rutier la intersecția bulevardului cu cele două străduțe care vin dinspre poștă și din spatele clădirii primăriei. S-a constatat că fluxul mare de pietoni este spre zona centru, poștă și tocmai din cauza îmbunătățirii fluenței traficului o să o mutăm. Lucrările vor începe săptămâna viitoare și sperăm să fie scurte. Modificările au fost propuse după solicitările mai multor brașoveni. Bineînțeles că există și persoane care nu prea sunt de acord cu resistematizarea circulației. Mi se pare o prostie. Păi și așa, eu de la școală trebuie să mă duc tocmai la încolo ca să mă vin până la poștă. Dacă vin de la școală la primărie, iară trebuie să mă deplasez cât mă deplasez. Pentru mine stația asta e foarte bună că locuiesc aici și cred că pentru toată lumea. Dar și aia din stația de autobuz au dreptate că vor stația mai aproape. Lucrările ar urma să se desfășoare pe timp de noapte, astfel încât traficul să fie cât mai puțin afectat. Reprezentanții primăriei iau în calcul ca la noua zebră, ce va fi amplasată în dreptul intrării în Casa Căsătoriilor, să fie amplasat și un semafor cu buton pentru pietoni. Mai multe locuri de parcare, fericirea șoferilor. Primăria Brașov va amenaja 40 de parcări pe strada Armoniei în zona Făget. Planul a fost aprobat deja de Comisia de Circulație a Consiliului Local.
Strada Armoniei are sens unic. Acesta este și motivul principal pentru care s-a luat decizia amenajării parcărilor. Odată cu amenajarea acestor parcări, șoferii de aici din cartier vor scăpa de o grijă practică. Aceste locuri de parcare vor fi amenajate paralel cu trotuarul, vor avea o lățime de 2 metri și jumătate și întrucât vorbim despre o stradă cu sens unic, pentru banda de mers de circulație va mai rămâne o distanță, o lățime mai exact de 4 metri și jumătate. În zona există o parcare neamenajată, iar mașinile lăsate la voia întâmplării blochează traficul din zonă. Strada Lotrului, pe care ne aflăm și noi, are în mod normal două sensuri de mers, însă întrucât oamenii sunt obligați să-și lase mașinile din cauza lipsei locurilor de parcare pe unde apucă, după cum bine puteți vedea, un sens de mers sau aproape jumătate de bandă dintr-un sens de mers este ocupată de mașinile parcate aici. Noile amenajări sunt așteptate cu mult entuziasm de locuitorii din zonă. Toți le parchează pe trotuar, mai ales la liceu, exact. Pe partea elaltă. Că nu e pe trotuar să treci, n-ai loc, trebuie să iei pe stradă, vine mașina, că e sens unic, omul merge, știi, din partea aia nu-i bine. Foarte utilă, foarte utilă, că sunt mulți locatari care parchează unde apucă și ei, sau mai departe, sau unde găsesc. N-au locuri de parcare. Va fi foarte bine și o să creeze vorba, adică nu să mai fie balamul cu ăsta cu... E nevoie de locuri de parcare. Da. În municipiul Brașov există peste 40.000 de locuri de parcare de reședință. Șoferii care nu au inspecția tehnică periodică realizată la timp riscă de anul viitor suspendarea înmatriculării autovehiculelor. De asemenea, conducerea unei mașini înmatriculate corespunzător se va sancționa cu o amendă usturătoare. Principala noutate va fi din 2018 suspendarea înmatriculării în cazul în care inspecția tehnică periodică a expirat sau a fost anulată. Totodată, conducerea unei mașini neînmatriculate corespunzător se va sancționa cu amendă de până la 3.000 de lei. Suspendarea înmatriculării intervine și în cazul în care noul proprietar nu solicite transcrierea dreptului de proprietate în termen de maximum 90 de zile. În prezent, termenul limită este de 30 de zile, fără să existe însă sancțiuni pentru depășirea acestuia. Veste bună pentru bolnavii din Săcele. Nu mai sunt nevoiți să vină la Brașov în caz de urgențe. Oamenii vor fi tratați la spitalul din oraș, care a fost redeschis astăzi, după o pauză de 6 ani. În primă instanță, aici se pot face internări doar pe timpul zilei, iar pacienții vor fi tratați în regim ambulatoriu. Costurile pentru redeschiderea unității medicale au ajuns la aproape 730.000 de lei. Suma a fost acoperită în totalitate de municipalitate. Spitalul va avea 100 de paturi și 7 specialități pe ambulatoriu. 8 medici și 6 asistente vor lucra aici. Personal a fost adus de la unități medicale din Brașov. Ca și specialitate avem interne, cardiologie, chirurgie generală, obstetrică, ginecologie și pediatrie. Pe viitor, spitalul se va dezvolta pe boli cronice și recuperare. Aproape 60.000 de persoane din Săcele, dar și din împrejurimi, vor beneficia de serviciile spitalului. Acum un an, clădirea era complet dezafectată. Am găsit un spital în paragină, un spital unde și-au făcut și vulpile cuib la un moment dat. S-a muncit din greu, inclusiv la partea de igienizare. Și vedeți curtea interioară a spitalului, cum arată acum, clădirea, tot ce însemna instalații interioare refăcute, reparații capitale. Orice pacient care va beneficia de îngrijire aici în spitalizare de zi va degreva Spitalul Județean de Spitalizări Continue, ceea ce înseamnă economie de bani, ceea ce înseamnă spațiu pentru pacienții acuți care au nevoie de spitalizare continuă în Spitalul Județean. Din toamnă se va semna un contract cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate pentru introducerea spitalizării de permanență și înființarea mai multor secții. Consiliul Local Săcele a avut un rol esențial în redeschiderea spitalului. A alocat prin rectificare 1,4 milioane de lei pentru investiții ulterioare și buna funcționare a unității sanitare. A fost un efort al administrației locale, un efort susținut puternic de către Consiliul Local și ne bucurăm că am reușit în Consiliul Local să ne dăm mâna cu toții pentru acest obiectiv. Iată că după 6 ani de zile spitalul din Săcele se redeschide, aceasta aducând evident un timp de intervenție mai mic, pentru că știm că la Săcele era o problemă cu timpul de intervenție în caz de urgență. Spitalul din Săcele a fost închis în aprilie 2011, odată cu alte două unități medicale din județ, Cotlea și Victoria.
Vaccinarea copiilor, o reală problemă în municipiul Săcele. Mare parte din populația comunității din zonă este de etnie romă. Acesta este și motivul pentru care părinții nu-și vaccinează copiii. Din această cauză, în ultimele 3 luni, 54 de copii au fost diagnosticați cu rujeolă la Săcele. Amelia Vulcu vine cu detalii. Comunitatea de rom din zonă numără peste 12.000 de persoane, mulți dintre copii însă nu au nici măcar certificate de naștere. Prezent la redeschiderea spitalului din Săcele, ministrul Sănătății le-a atras atenția autorităților locale și le-a pus în vedere să țină o evidență strictă a nașterilor, iar nou-născuții să aibă documente oficiale. De asemenea, acesta a susținut că medicii de familie trebuie să-i convingă pe părinți să-și vaccineze copiii. Stimulente financiare pentru angajatorii care încadrează elevi și studenți pe perioada vacanței. Aceștia pot primi din partea statului sume de până la 500 de lei. Care este procedura? Aflați din rubrica Biz. Tot aici avem și vești importante pentru pasionații de fotografie. Răzvan Iancu vine cu detalii. Bun găsit! Stimulente financiare pentru angajatorii care încadrează elevi și studenți pe perioada vacanței. Pentru acest lucru, angajatorii pot primi din partea statului sume de până la 500 de lei. Stimulentul financiar se poate acorda pentru o perioadă de maximum 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic, pentru fiecare elev și student pentru care s-a încheiat contract individual de muncă. Angajatorii care încadrează în muncă elevi și studenți pe perioada vacanțelor beneficiază de un stimulent financiar lunar în valoare de 500 de lei pentru fiecare elev și student încadrat. Stimulentul financiar se acordă la cererea angajatorului din bugetul asigurărilor pentru șomaj. Diferența dintre stimulentul financiar lunar acordat și salariul realizat urmând a fi suportată de către angajator din fondul proprii. În cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani, contractul individual de muncă încheiat cu o durată a timpului de muncă de 6 ore pe zi și de 30 de ore pe săptămână se consideră cu normă întreagă. Pasionații de fotografie au acum ocazia să se perfecționeze. Camera de Comerț și Industrie Brașov organizează mai multe sesiuni de pregătire în domeniul fotografiei digitale. Cursanții vor învăța toate tehnicile de bază. Cursul se adresează persoanelor care doresc să cunoască mai bine tehnica fotografiei digitale în scopul realizării unor fotografii de calitate. Cursul va cuprinde 3 sesiuni de câte 4 ore fiecare și are un puternic caracter practic și va include inclusiv fotografiere pe teren. La final, participanții vor înțelege tehnica fotografiei digitale, funcționarea și reglajele aparatelor fotodigitale, astfel încât să poată realiza fotografii digitale de calitate. Cursul va avea loc în zilele de 24, 26 și 28 iulie 2017. Sediul Camerei de Comerț și Industrie Brașov între orele 16:30 și 20:30. Moneda europeană a ajuns la o valoare de 4 lei și 56 de bani. Dolarul american a fost cotat la 3 lei și 96 de bani, iar francul elvețian a ajuns să coste 4 lei și 15 bani. Gramul de aur valorează 157 de lei și 92 de bani. Vietnamezi, filipinezi, dar și cetățeni din Sri Lanka la muncă în Brașov. Polițiștii fac sistematic verificări la firmele care îi angajează în domenii precum construcții, textile, ori turism. Anchetatorii au constatat că sunt situații în care străinii se angajează la societăți din Brașov, dar după câteva luni își abandonează actele și dispar de la locurile de muncă. Asta în încercarea de a părăsi România pentru țări din vestul Europei. Detalii despre astfel de cazuri aflați joi din emisiunea exclusiv moderată de Amelia Vulcu, care îl va avea ca invitat pe șeful biroului imigrării al județului Brașov, comisarul șef Gabriel Rășinar. Plimbările pe promenadă erau cu totul speciale în prima parte a secolului XIX. Erau adevărate evenimente de socializare. Zilele acestea, Brașovul s-a întors în timp cu 100 de ani. Vă invităm în minutele următoare să vedeți cum socializau românii în perioada de dinainte a Primului Război Mondial. Aceasta era activitatea brașovenilor în urmă cu mai bine de 100 de ani. În centrul orașului puteți trăi atmosfera acelor vremuri. Vestimentația este cea care impresionează cel mai mult. Era un regiment care a acționat în perioada Primului Război Mondial în zona Sibiu-Brașov. Eu port o uniformă de postav, de lână,
de culoare fel grau, cu centură, baionetă pentru pușca Mauser, cu dragon. Una dintre promenadele importante ale Brașovului era cea de lângă parcul Nicolae Titulescu. Până la sfârșitul săptămânii, aici veți găsi un oficiu poștal din acele vremuri, unde puteți scrie cărți poștale cu penița sau chiar cu pana. Pe vremuri se scria și cu pana. Pe suport de tot. Așa, ascuțim niște pene mai târziu. Aici. Ia să vedem cum... Așa, e, cum e? Merge? Da. Ia să vedem. Dragă mama, da? Încercăm să arătăm în special tineretului cum era în perioada 1916-1918 pe front. Cum venea militarul și scria o carte poștală sau o scrisoare celor dragi de la un oficiu poștal de campanie. În acest oficiu erau toate rudimentare, nu erau. Scrierea se făcea cu un toc cu peniță. Brașovenii au fost realmente fascinați să experimenteze pe viu viața românilor de la începutul secolului al XIX-lea. Am venit să încerc să văd cum se scrie cu tocul și cu pana, să văd cum era pe vremuri. Și cum ți se pare acum? Ai scris deja ceva? Foarte frumos. Bunicul meu avea toc, da, și scria cu tocul. L-am păstrat într-un sertar din masa de bucătărie unde lucra. Ceva inedit, îmi place oficiul poștal. Acțiuni de genul ăsta nu se făceau pentru că eram în comunism. E o diferență foarte mare. Azi am scăpat și uite că trimitem vederi cu regele. Atunci nu exista regele, era Stalin. Și la ăla noi scriam că o încurcam. Toate aceste acțiuni fac parte din Festivalul Promenadelor, care se încheie la finalul acestei săptămâni. Cel mai mare festival de bere din România va începe în curând la Brașov. Anul acesta, Oktoberfest, se va desfășura într-o nouă locație. Pentru a atrage cât mai mulți turiști, organizatorii au pregătit o serie de surprize. Aceștia au lansat și o campanie de promovare cu ajutorul unei companii aeriene low cost care operează zboruri în toată Europa și nu numai. Organizatorii festivalului Oktoberfest au semnat un parteneriat de colaborare cu una dintre cele mai mari companii aeriene low-cost din Europa, în special din Marea Britanie. Prin acest lucru, numărul turiștilor în perioada festivalului va crește semnificativ. Este o provocare frumoasă și cu siguranță, la fel cum a spus și domnul viceambasador, acești iubitori de bere vor veni la Brașov și vor pleca ca iubitori ai Brașovului, ca iubitori al României și ambasadorii noștri turistici. Practic vom avea o campanie online în care vom încerca să atragem clienții care și-au făcut rezervări pentru zborurile către București din Londra și din Dublin, oferindu-le oportunitatea sau oferindu-le invitația de a vizita și Oktoberfest Brașov. Surprizele nu se opresc aici. Anul acesta, locația de desfășurare a festivalului este una nouă. Oktoberfestul va avea loc în zona fostului stadion municipal. Aici a fost deja amenajat spațiul pentru desfășurarea unor astfel de evenimente. Noua locație este o locație mult mai permisivă din punctul nostru de vedere, atât din punct de vedere logistic, cât și din punct de vedere securitate, cât și din punct de vedere desfășurare eveniment. Vom avea cortul mare cu care deja v-am obișnuit. Alături de acest cort mare va fi un al doilea cort de sine stătător cu program artistic. Anul acesta, Oktoberfest se va desfășura în perioada 7-17 septembrie. Știrile Brașov TV au ajuns la final. Nu uitați, toate jurnalele noastre sunt disponibile pe site-ul brașovtv.com și dacă ați surprins imagini sau aveți informații importante, le puteți trimite la adresa știraron@brașovtv.com. Sunt Silvana Vorovenci, la revedere!